Bună ziua, stimați oaspeți! Sincer, felicitări cu această mare sărbătoare, dragii noștri! Astăzi, de ziua Independenței Republicii Moldova, în piața Marea Dunării Naționale, a avut loc acțiunea socială Mesaj pentru Moldova. Haideți să aplaudăm împreună și să sărbătorim alături de acești copii frumoși! Aplauze pentru cei mai frumoși copii ai țării! Aplauze pentru sărbătoarea noastră, pentru ziua de naștere a Republicii Moldova! Cristina, cum crezi tu? Câți ani are țara noastră? Țara noastră are 5 ani! Bine, dar de ce crezi tu așa? O cunosc de 5 ani! Așa, dar cum se numește țara ta? Țara mea se numește Ciocana! Dacă țara ta se numește Ciocana, atunci țara mea se numește Artico. Dar ce știi tu despre Republica Moldova? Republica Moldova este țara unde locuiește grădinița mea și este țara unde mama și tata merg la serviciu. Foarte frumos! Dar uite că eu știu că Republica Moldova este țara unde s-au născut bunei mei, unde s-au născut părinții mei, unde m-am născut eu, unde răsăritul soarelui e mai frumos decât oriunde, unde oamenii sunt buni la suflet. Dar cel mai important este că astăzi este ziua de naștere a Republicii Moldova și tu, Cristinuța, vei fi prima care o va felicita. Spune ce cuvinte frumoase ai tu pentru Republica Moldova. Iuresc că să crească mare, să fie sănătoasă,
sănătoasă, să asculte de părinți, să primească note numai de 10 la școală. Mulțumim mult, Cristina, într-adevăr, sunt cuvinte spuse din suflet și haideți să o susținem și pe Cristinuța noastră și vreau să-ți spun, dragă Cristinuța, căci asta este țara noastră, copii frumoși. Apropo, dar tu știi că fiecare țară are un imn? Da, și Republica Moldova are un imn. Hai să ascultăm împreună. Trăiască Republica Moldova și Dumnezeu să ne audă rugile noastre. Haideți să trimitem baloanele cu mesaje pentru Moldova către ceruri, spre un viitor fericit al țării. Moldova, țară dragă, la mulți ani! Foaie verde, măr domnesc! Astăzi tot se înveselesc, cora cea moldovenească, azi pe tot să ne unească și să chiuim odată, să ne audă în lumea toată. Ștefan cel Mare zicea: Moldova nu a fost a mea. Și
și nu este a voastră, ci a urmașilor voștri și a urmașilor urmașilor voștri în veacul vecilor. Acolo pământul geme, frunze verde din mohor, asta-i hora horilor! Mulțumim mult dansatorilor noștri, scuziți pentru această horă extraordinară de sărbătoare! Dragă Moldovă, de ziua ta, copii frumoși ai țării, viitorul ei luminat a venit astăzi să-ți ureze de bine prin tot ce știu acești copii mai frumos să facă. Moldova dragă, la mulți ani! Mulțumim încă o dată dansatorilor noștri. Acum vreau să mă adresez către dumneavoastră. Cei care nu ați dansat, vă invit și pe dumneavoastră la o horă mare alături de copii frumoși, căci invit în scenă studioul muzical de canto, picături muzicale, conducător artistic doamna Iulia Sandu. Hora mare! Hora mare!